Gândul zilei. Motiv de meditație și inspirație. O rubrică ce sondează cele mai profunde adâncuri ale înțelepciunii, ale frumosului și adevărului. Probabil mulți dintre noi am avut ocazia să închiriem ceva. Un apartament când am mers la odihnă, o mașină când am ajuns într-un oraș străin, o rochie pentru o sărbătoare. Ați știut că puteți închiria și un prieten? Vă pare incredibil? Și eu am aflat recent, descoperind site-ul rentfriends.ro. În România din anul 2015, cei care duc lipsa unui prieten și îl pot închiria. Adică, plătești pentru un prieten care să-ți țină companie atunci când ai nevoie. Nu știu dacă există aceste servicii și în Republica Moldova, dar România e la o aruncătură de băț. Primii care au venit cu ideea prietenilor plătiți au fost japonezii, în 2001, în mare parte din cauza culturii lor, care condamnă aparițiile neînsoțite în public. Totuși, cele mai multe persoane își închiriază prieteni pentru a învinge singurătatea, care devine din ce în ce mai acută. În 2018, pentru prima dată în istorie, premierul britanic a numit un ministru al singurătății pentru a combate ceea ce a numit realitatea tristă a vieții moderne. Misiunea ministrului singurătății este de a lua măsuri împotriva izolării crescânde resimțite de peste 1 din 10 britanici sau circa 9 milioane de oameni, atât tineri cât și vârstnici. Este evident că nu doar britanicii suferă de singurătate. Din acest motiv, închirierea unui prieten devine un serviciu tot mai căutat. Povestește Annie Lord pe portalul vice.com că și-a închiriat o prietenă ca să vadă dacă poate scăpa de singurătate. Kay, prietena închiriată, era plătită cu 20 de lire pe oră. Ca să stea cu mine și să se prefacă că-i pasă de mine. Se pricepe foarte bine la asta. Apoi Annie a început să-i povestească prietenei închiriate despre viața ei cu lux de amănunte. Mi-am dat seama că detaliile din viața mea erau plictisitoare, spune Annie, dar nu mi-a păsat. În mod normal, când sunt cu prietenii, joc un rol în disperarea de a mă face plăcută. Dar faptul că o plătesc pe Kay mă eliberează de presiunea de a fi într-un anumit fel. A fost relaxant. O prietenie fără nevoia de a impresiona. Atunci când Annie a întrebat-o pe prietena ei închiriată dacă există o diferență între un prieten închiriat și unul adevărat, aceasta i-a răspuns. Prietenii adevărați spun ceea ce tu nu vrei să auzi. Oamenilor nu le place să fie contraziși. Ei se gândesc. Cum și-a permis să-mi spună asta? Ei nu-și pun întrebări de genul. Ce pot învăța din ceea ce mi-a spus prietenul? Există multe persoane care au suficienți bani ca să plătească pentru orice își doresc. Dar tocmai asta îi împiedică să primească ceea de ce au nevoie. Cineva care să le zică să nu-l mai urmărească pe fostul prieten pe rețele. Cineva care să le spună cât de scârbos este atunci când plescă-i. Sau că viața nu constă doar din lucruri scumpe prin care vrei să atragi privirile celorlalți. Prietenii sunt sinceri cu tine. Cei închiriați nu pot face asta. Această experiență ne dezvăluie unul dintre motivele principale ale incapacității de a construi relații temeinice. Lipsa autenticității. Nu-mi permit să fiu eu însumi, ci încerc să impresionez. Iar pe de altă parte, nu-i permit interlocutorului să fie sincer cu mine, deoarece nu pot accepta să fiu contrazis. În aceste condiții, e mult mai simplu să accept un prieten închiriat, cu care pot fi eu însumi și care nu mă va contrazice, căci e plătit pentru asta. Gândul zilei. Motiv de meditație și inspirație.
o rubrică ce sondează cele mai profunde adâncuri ale înțelepciunii, ale frumosului și adevărului.